După congresul de sâmbătă au apărut câteva critici și am văzut chiar de la USR Plus privind organizarea acestuia. Domnul Vlad Voiculescu spunea că au fost 4.000 de cazuri care nu au fost alocate niciunui județ, cazuri care ar fi trebuit alocate o parte din ele și la București, însă au fost ascunse oarecum pentru că trebuia organizat congresul Partidului Național Liberal. Sunt opinii diferite ale opoziției actuale, să spunem. Și ale puterii. Nu mai știm, e la putere, cred, la opoziție, cred că, nu mai știm. Cred că acest număr, că sunt decese de un an de zile care sunt reașezate pe parcursul ultimului an, că sunt cazuri care nu sunt alocate. Da, într-adevăr, sunt laboratoare care preiau aceste rezultate și până sunt repartizate pe DSP-ul și pe localitățile respective, ia un pic de timp. Fiecare dintre noi avem în acest moment posibilitatea să ne facem aceste testări oriunde vrem în această țară. Aceste testări și aceste rezultate acestor teste sunt încărcate pe acea platformă, care ajung la DSP, care sunt băgate într-o anchetă epidemiologică, care sunt repartizate pentru județul respectiv unde are domiciliu cel care și-a făcut acel test. Cred că este un motiv ușor depășit în acest moment, încât să considerăm că n-au fost alocate 4.000 de cazuri sau 3.000 de cazuri unei localități în sine. Suntem pe un val 4. Pe o creștere exponențială a numărului de cazuri, pe transmitere în comunitate accentuată și acest lucru trebuie să primeze. Avem niște măsuri, avem niște restricții, haideți să vedem că ele sunt implementate și sunt respectate. Am spus, eu nu sunt adeptul a reintroducerii altor restricții în plus, a închiderii școlii. Sunt adeptul școlii față în față, sunt adeptul deschiderii la tot ce înseamnă sector cultural sau comercial, dar trebuie bonificați cei care au răspuns pozitiv în această campanie și au acea imunizare sau un test negativ. Nu sunt adeptul stimulării într-un fel sau altul, cum am văzut în acest an, a vaccinării. Vaccinarea trebuie să fie un act benevol în acest moment, trebuie să fie un act responsabil și asumat, dar eu trebuie să bonific pe cei care au răspuns acestui apel și suntem la un 28-29% din vaccinați în condițiile în care vedem că alte țări la 60-70% introduc obligativități. Suntem într-un moment în care trebuie să ne asumăm și să luăm o decizie. Ne facem un vaccin pe banii statului sau le testăm săptămânal pe banii noștri. Și nu doar ca să vedem cum stăm noi, să vedem ce reprezentăm noi pentru ceilalți din comunitățile în care muncim și în care trăim, suntem în pericol sau nu, putem să ne protejăm pe noi sau pe ei. Avem un val 4 în care trebuie să gândim un pic dintr-un alt aspect. Nu mai suntem în 2020. Anul 2021 este un an al asumării și al deciziilor în contextul în care avem și vaccinări, în care avem și medicamente și în care vedem că încep să duduie toate sectoarele din terapie intensivă, primirile urgențe sau secțiile de boli infecțioase.